Incendiul a izbucnit în comuna Argeșană, Valea Mare, Pravăț, la ansamblul monahal de la Nămăiești, unde o chilie a mănăstirii a luat foc. Pompierii au ajuns imediat la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurt. Nu am făcut focul când am plecat la biserică. Da? După aceea când am venit, am văzut flacăra aici. Când ați venit la biserică? Păi acum, o jumătate de oră, două ori, m-am luat, cât e? Și în casă cine? Era cineva? Nu era nimeni în casă. Că m-am speriat că am văzut flacăra, dar nu știu de unde. Când ați văzut flacăra? Unde ați văzut? Când am venit la biserică, uite, întrebați-te mai cred că am văzut la biserică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, fără a pune în pericol celelalte construcții. Urmează ca specialiștii ISU să stabilească împrejurările în care au izbucnit flăcările. Nu este prima dată când ansamblul este afectat de foc. În 2011, un incendiu puternic a distrus două case monahale de lângă mănăstirea Nămăiești. Flăcările au mistuit mai multe obiecte de patrimoniu, printre care icoane valoroase și cărți bisericești. Incendiul a pornit atunci, se pare, de la un boiler care s-a supraîncălzit și a luat foc.